O familie de arici și-a făcut cuib exact unde ne-am plasat noi canapeaua. O familie drăguță și numeroasă, aflată la a treia generație în vizuina respectivă. Cel mic și-a luat inima în dinți, a venit la noi și ne-a povestit că mama lui este însărcinată și că are nevoie de mai mult spațiu. La recensământul făcut online, prin intermediul internetului, pus la dispoziție de organizatorii târgului Agriplanta Romagrotec, i-a reieșit că ar avea nevoie de încă 10 metri pătrați. Așa că noi am fost de acord să mutăm canapeaua 10 metri mai la stânga. Să mai spună cineva că fermierii nu sunt atenți la păstrarea faunei locale. Relaxează fermierul din tine! Nina Gheorghiță, ce te frământă? Mă frământă Green Deal-ul. Faptul că trebuie să produc cel puțin la fel de mult ca și acum, dar cu mai puține resurse. Și mă gândesc aici în câmp cum aș putea să conving fixatorii de azot pe cale simbiotică să muncească mai mult pe an decât 30-50 de zile, așa cum sunt ei obișnuiți, să fixeze azot, ca să-mi compenseze minusul pe care politicile agricole mi-l taie din pix, minusul ca și resursă. Europa, știi cum e, are în față un obez și o preocupă starea de sănătate a obezului. Și atunci zice, mă, ca să te protejezi, îți reduc la 50% caloriile. Dar pe el nu-l interesează că, de fapt, la masa Europei nu sunt numai obezi. Sunt și din aia care trăiesc la limita, știi, între supraviețuire și subnutriție. Și atunci, dacă tu îi tai 50%, obezul rămâne grăsuț? Și ăla care trăiește la limită, ăla moare. Păi nu-ți pasă și de ăla nu te mai interesează? Adică tu vrei să-i ții la masă pe toți în viață? Dar noi vorbim despre o Europa care tot ce produce pune la propria masă sau ne gândim la o Europa care din ceea ce produce... Oricum Europa produce mai mult decât are nevoie să pună pe masă. Asta este o certitudine. Noi avem obligația morală ca și continent să producem și să facem, dacă vrei, troc. Și cu alte continente care le dau alte bunuri, produse pe care noi nu le avem. Natura nu ne-a dotat și îmi vine în minte, acum nu știu, Egiptul sau Nordul Africii, de unde luăm îngrășăminte să producem mâncare și le vindem mâncare. Pentru că ei acolo nu au condiții propice ca să poată să facă 6-7 tone la grâu, cum facem noi în zona în care ne aflăm. Adică nu poți să produci doar pentru cât ai tu nevoie. Adică suntem globalizarea, nu știu, e... E adevărat că pandemia ne-a spus că globalizarea nu e bună, dar nici înfometarea altor continente nu este vreo soluție. Eu cred că astăzi știința, tehnica, tehnologia ne pune la dispoziție toată cunoașterea de care avem nevoie să putem produce hrană fără să degradăm așa de mult cât ne putem imagina cei care nu lucrăm în agricultură, mediu. Eu sunt fer convinsă de asta. Pentru că și limitarea aceasta, spun domne, nu mai folosești îngrășăminte chimice. Bun, dar atunci cu ce compensez? Pentru că totuși eu celelalte măsuri tehnologice le aplic. Asta înseamnă că planta va mineraliza mai mult din pământ decât ar fi mineralizat dacă eu îi dădeam plusul acela de azot de care avea nevoie produs pe cale sintetică, industrial. Iar la o scară de timp de zeci sau sute de ani, că nu se întâmplă chiar peste noapte lucrurile acestea, o să mă trezesc că am făcut un fel de minerit agricol. E mai bine așa? Relaxează fermierul din tine!